Salut lăptucilor, bine ați revenit în grădina cu... Nu mai are rost să mai spunem. Da, te repezi după mă aia. Mă repet, am uite, zis deja la salut lăptucilor. Să... Da. Bine ați venit. Grădina cu zerzeveturi. Zerzeveturi. Ce mamă. Faci lăptuc duitru? Ai venit după festival, frate. Sunt foarte bine, frate. Abia așteptăm toți lăptucii, comunitatea de lăptuci, abia așteptăm poveștile la festival. Da? Vrem să știm cum te-ai distrat. Crezi că s-a stat cu sufletul la gură? Da. În primul rând vreau să mulțumesc celor câțiva lăptuci care m-au oprit. Da. Și mi-au zis, asta e că nu mi-au zis dacă sunt toți, nu mi-au zis, George, salut, eu sunt lăptuc, au zis, tu ești lăptuc, m-au făcut pe mine lăptuc, știi? Tu vă în gură să vă fut. Dar, ce frate, rușine cu asta? Nu mi-e rușine, da. Frate, dar știi, e ca și când tu ești trans, da. Și te duci la altul și zici, a, și tu ești trans, zi de tine, lasă-mă pe mine. Identifică-te pe tine așa. Dar a fost foarte drăguț, le mulțumesc lăptucilor care m-au salutat la festival. A fost foarte fun. Overall, știi când, da. când eram acolo, nu au fost multe momente în care nu m-am simțit da. Deloc bine. Dă-mi exemple, astea sunt, pentru astea. Pentru astea vrei să... Pentru astea am venit. Păi fii atent, hai să o luăm că avem timp, nu? Nu ne grăbim da. Nicăieri. În primul rând am plecat la 7 dimineața că voiam să ajungem da. Cât de cât, nu știam cât o să facem pe drum, Valea Ultului e închisă, stres, nu știu ce. Am ieșit pe autostradă, presiunea la roți, mi s-a aprins luminița, engine coolant fatal error, a doua eroare cu roșu. N-am apucat să mergem un kilometru. Și a trebuit să oprim la prima benzinărie, să cumpăr chestii, să fac presiunea, să văd dacă e pană, să nu știu și ce. S-a rezolvat și s-a engine, rezolvat. Cooler. S-a rezolvat tot da. În cele din urmă, dar m-a luat panica așa, eram dacă așa a început. Da. It's not gonna be good. Am avut cazare în Bonțida, în locul ăsta. Tu ai fost vreodată la electric? Nu. Și eu am fost prima oară acum. Da. Și nu știam cum trebuie să facem, dar mi-a zis mie fratele meu care mai fusese, bă, ia-ți cazare în Bonțida, acolo da. Unde se întâmplă festivalul, să nu faci mult timp pe drum, din Cluj și nu știu ce. Și eu i-am dat niște bani lui un nene. Da, mi-a zis că aveai emoții. Nu aveam emoții, știi că nu știam care e faza. Și a fost totul super ok, adică da. Cazarea am avut, nu era problemă, doar că nouă, practic ne-au dat camera în care dormeau ei. Da? Da. Și practic ne-au dat camera lor și ei nu mai aveau, pentru că era o casă făcută mai amărât, așa. Aha. Și practic ei dormeau în bucătărie. Aveau un pat în bucătărie și ca să ajungi în cameră trebuia să treci prin bucătărie. Da, da, haos, da. Și fiecare seară veneam la 12, 1, 2 noaptea. Da. Așa sfărâie. De vreme? Da, da, clar. Clar, eu am exagerat un pic, ai văzut că am început de la 12, da. De fapt la 11 ajungeam, am văzut ce față ai făcut și m-am 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, prindeam răsărit, în fine, nici n-am dormit două nopți, dar îi prindeam pe ăștia sfărăind, frate, și nu da. Mergea cheia, că ne-a dat o cheie să închidem acolo camera și nu puteai să deschizi decât cu mari eforturi, cu tras de ușă, cu toate alea, îi trezeam pe amărâția aia. Asta e faza, că plecam dimineața la 9-10 dimineața, că ea dormeau, aveau treabă, stăteau în bucătărie, acolo nu știam unde să stau. Da, nu, și mă duceam la festival. Nu aveai unde să stai, n-aveai. Părea că e în cur, știi? Și atunci plecai dimineața la 9-10 și te întorceai, pe la 12 deja nu mai puteam. Da. Și cea mai tare fază la oamenii ăștia era că aveau un baie, aveau un dulăpior așa cu... tot felul de parfumuri și de chestii și în față era foarte evident așa un parfum scandal se numea scandal, și de sub tester. Mamă, și mai chiar. Avea numai testere. Trebuie să mă întreb pe Florin cu ce aromă e, cum miroase. Cu ce aromă scandal, e scandal, că sigur știi. Are aromă de scandal, îți dai seama, dacă simți tristei la bătaie. Da. Da, frate. Și m-am enervat în multe momente pentru că a fost foarte cald. Asta a fost nașpa la festival. Da. Adică ultimele două... plouat am văzut într-un ultimele două zile a plouat, a fost mocirlă, dar cumva mie îmi convenea mai mult mocirlă, că măcar nu muream de cald. Dar căldura aia e... Tu ai văzut filmul Free Falling? Free Willy? Nu, mă, ăla cu Michael Douglas. Da, da, da. Știi? Nu, cum se cheamă? Man o... Nu, sau nu. Nu, sau Free Falling Down. Cădere liberă, Falling Down. Falling Down. Da.
Falling Down. Da, știu, îmi place mult filmul ăla. Ei, cam aia era atitudinea tuturor oamenilor acolo, da? Că era atât de cald că toți erau I'm about to break. Da. Știi, toți erau pe scandal. Îmi place mult. M-am identificat mult cu personajul la prima oară când am văzut. M-am simțit mult, am avut de multe ori momente în care am vrut să ajung în punct, am vrut să trec bariera aia. Da, când te duci la Mac și nu mai servezi micul dejun. Exact, când mă duc la Mac și pula mea, ar trebui să fie fast food, dar durează 35 de minute să ajung să-mi iau comanda. Păi dă-te morți, uite, ce te mai numești fast food. Exact. Da. Dacă aveai un Uzi, parcă aveam un Uzi la un moment dat. Așa era, era vibe-ul ăsta, era destul de, pentru că era foarte cald, practic toată lumea ce făcea până când se însera era să caute umbră. Da. Și era foarte frustrant pentru că aici îmi pare rău dacă avem lăptuci clujeni sau din zona aia, dar sunt bapula. Deci nu muream cu ei. De la ce? Cozi la astea, de exemplu. A, dacă era la... Da. Bă, deci eram la coadă la cafea. You already know it, lăptunși din Cluj. Știți deja că sunteți molei. Nu aflați acum. Deci erau, nu vă faceți ofensați. Erau 44 de grade, era ora 11, 10, 11. Voi, tot ce voia era să bei o cafea și să te trezești un pic. Și în fața auzeai cât un... Dar oare Vasi face cafea aia cu... Era morții, mă, ia-ți o cafea, fă-te în gură și... Dar oare ai din aia de Etiopia? Da. Făcea conversație, small talk, în până la mea cu 40 de oameni în spatele lor, toți frustrații. Terminați rău oamenii care nu conștientizează că alți oameni stau după ei. Mă, un caz, dar știi că într-un fel, așa ca cetățean european, admir și respect faptul că te doare atâta de tare în pulă că tu vrei să faci conversație, dar în același timp partea mea de... Omenește, mi se pare că e să te grăbești în pula mea, că știi că mai stau și alții după tine. Dar cel mai penal a fost, aveau ăștia de la Lidl, by the way, Lidl, big winners. Da, au făcut super treabă. Foarte prezenți. Foarte prezenți și aveau și un stand în ăsta unde puteai să-ți iei de mâncare și aveau, mâncarea era cea mai accesibilă, știi? Și era cu brățară din aia, de-ți puneai bani pe brățară și puteai să comanzi. Și în ultima zi, frate, era o familie, niște, fix cuplu de la de cu copilul la Montessori, știi, din aia care vor să-și exprime sentimentele. Și cred că mai aveau ceva gen 72 de lei pe brățară și cred că au stat un sfert de oră să-și facă potriveala de mâncare ca să iasă fix la 72 de lei mâncația și pula ta, de-mi venea să-i rup brățara și să-l strângă gât cu brățara aia. Da, oare doi cârnați cu cartofi, 54, nu-i bine, și, nu, e, hai să încercăm, mă faci să fiu atât de fericit că am luat deși acest festival când aud asta, clar aș fi făcut o criză acolo. Muream în cazul și clar le-aș fi zis ceva, nu cred că aș fi rezistat. Zici? Să văd cum să cacă pe ecoai, dă-te mult, mai ia 10 lei de la mine, dă-te în pula mea după brățara mea și ia-ți în pula mea și mănânc o dată. Era incredibil mâncați, câtă relaxare aveau. Doamne, eu simt în ceafă, dacă sunt mai mult de doi oameni la coadă, simt frustrarea aia. Normal. Și nici nu mi-au ce-mi dă ăla mai repede, aia mi-au. Da, penal. Da așa ca highlights-uri, ce ți-a plăcut, frate? Mare Rebie, nu știu dacă știi pe Mare Rebie, Loop Daddy. Nu știu. E un băiat care ai pus tu story în pielea goală, care dansa. Da. E din ăsta gen Reggie Watts, adică e din ăsta care își face fiecare set, e improvizat. Okay. Face loops, știi, din ăla de... Practic pornește fiecare melodie de la zero și o improvizează și face ceva nebun din ce îi se pare lui că se potrivește în locul ăla. Și a fost mișto. A fost Caterinca tare și am stat și în față că Delia era mare fan. Voia poză cu Mare Rebie, l-a întrebat pe Frâncu cum poate să ajungă și ea în spate acolo să facă, și Frâncu era cine pula mea e Mare Rebie, mă piși pe el. N-a reușit să facă poză săraca. Și în rest n-a fost ăștia de la Queens of the Stone Age la care voiam eu foarte tare să merg, n-au mai venit. În locul lor a fost Massive Attack, nu știu dacă asculti, dacă ești am genul. Am auzit de ei, dar nu ascult, nu pot zic că ascult. Frate, am auzit de ăștia. Sunt niște melodii care îmi plac mult, mi-au cam aminte primul CD cu MP3-uri pe care l-am avut eu vreodată, avea Massive Attack pe el și era mamă ce tare, nu știu ce. Dar era slot de sâmbătă seara și aveau numai melodii cu imagini pe fundal de războiul din Palestina. Awareness despre ce se întâmplă în Ucraina și era mamă ca și da, așa e. Da. Dar în același timp e sâmbătă seara. Dar nu pot zic că simt cum mă distrez prea mult, aș vrea să mă distrez. Am dat o căruță de bani, am venit până la Cluj. Nu îmi zice. Adică zi-mi o melodie, adu-mi aminte, hai să simțim împreună. Păi aia bagă și tu ce am exact. Și pe la jumate când am văzut că
asta unul la mână, erau numai de-astea cu bombe, cu copii plângând, cu nu știu ce. Da. Și cu mesaje scrise cu Google Translate. Știi? Adică erau niște mesaje pe care nu le-au lăsat în engleză. Da. Cu revinoți în fire, concluzii nu trebuie luat. Și eram băgat mai bine nu mai... Știi? Adică se vede cât de tare te-a durut în pulă. Scrie practic, mă doare în pulă de limba ta. N-a stat nimeni să proof de acest, știi? Și chestia asta m-a frustrat. Rest, am mai fost caternic așa. Am fost la Hruangbin, nu știu dacă ești fan Hruangbin, sunt niște băieți, doi băieți și o fată din, cred că din Texas, care cântă așa o melodie din asta. Muzica asta mai atmosferică, mai nebună. Dar cea mai tare fază acolo a fost că tot așa am stat destul de în față, nu era foarte multă lume. Și era toată lumea pe vibe, toată lumea, nu știu ce, și în stânga așa erau doi băieți de culoare, doi băieți, care dansau și, bineînțeles, stereotipic, dansau foarte bine, adică erau, se mișcau super marfă, exact pe vibe, exact pe rin, știi? Dar, ca să se desfășoare, aveau nevoie de un pic de loc, știi, adică ocupau vreo 2 metri pătrați cu toate mișcările lor. Okay. Și la un moment dat am văzut cum unul era cu gagică sa și i-a făcut, l-a oprit era, pe unul din ei. Lasă-mă care... să ghicesc, o albă grasă. Era o albă plinuță. Cum a văzut că a scris cineva în comentarii că ai zis tu că era una grasă și una care era ok. Da. Asta era, nu era super ok, era ok. Da. Și dude-ul, prietenul ei, cum ar veni, s-a dus și l-a bătut pe unul din negria pe umăr și a zis ceva de genul... Asta nu era prietena uneia din Nu. Era un cuplu... Era una grasă. Okay. Înțelege stereotip nu. Era un alt cuplu separat care stătea în spate și tipul, cum ar veni din cuplu, s-a dus și l-a bătut pe umăr, pe unul din băieții ăștia care dansau foarte bine și cred că i-a zis ceva de genul că e deranjant. Se desfășoară prea mult și ăla nu, inițial era, nu înțelegea și ăsta a fost destul de ferm așa din ce l-am văzut de la distanță, gen nu e ok și ăsta era ok și după aia ăștia doi au început să danseze, băi, dansau atât de prost, erau numai, dansau atât de penal. Dansau mai îngrămădit. S-au mai îngrămădit aia și au mai strâns, dar după aia mi-am dat să mă uitam, pentru băiatul ăla dansa așa frumos și voi l-ați spus să nu mai danseze frumos ca să dansați voi prost, știi? Că erau numai așa, numai unghiuri drepte făceau și eram, ce pula mea, în gură să vă put, lăsați omul să se desfășoare, n-aveți niciun pic de skill. Da. A fost fun overall. Ce mi s-a mai părut, nu știu dacă vreau să mai adresez chestia aia, nu știu dacă ai văzut scandalul cu Lidl, cu tipa aia, e o influenceriță. Sânziana Negru. Sânziana, o știai pe Sânziana Negru? Da, o știam. Nu știi? O pistă bună din internet. O femeie de succes. Da, o am mai văzut-o, pula mea, nu știu, cred că a fost și pe la un show la Full la un moment dat și am mai văzut-o pe internet. Da. În fine, pentru cine nu știe... După ce a fost concertul la Coldplay, a pus ea un reel care a ajuns și la mine, nu știu cum, am dat de el, că în care știi că toată lumea se plângea de pula mea, de babașa și de astea și ea se plângea că nu se dau oamenii cu deodorant, că pot, că prea mulți oameni poțeau la concert. Fiecare cu problemele lui, cum ar veni. Da. Da, Sânziana pare să fie o mare influențăriță. Ideea e că eu n-am nicio... Pentru cine nu știe, tot scandalul a pornit de la faptul că ea a făcut o reclamă pentru Lidl și felul în care era concepută reclama era că ea se plimba prin Lidl, strângea tot felul de produse. Da, am auzit povestea la Cârje, nu știu exact la... Ăsta era story-ul, basic. Da, mi-a povestit. Deci lua diverse chestii de cumpărat de mâncare din Lidl, după care ieșea afară și făcea un fel de unboxing la mâncare, ceea ce în sine mi se pare extrem de penal, dar în fine. Și tot scandalul a plecat de la faptul că ea, după ce a terminat de făcut story-ul ăla, a luat punga cu mâncare și a dus punga la gunoi. Soțul, nu ea. Soțul. Da. Care și el tot influencer. Da, dar mai mic. Mai mic, da. Întotdeauna e... Da. E... Da. Când e pizda bună, mi se pare că ea are mai mulți follower, cumva e normal. Clar. Și băiatul care filmează are și el niște follower, dar nu la fel de mulți. Și el trebuie să ducă punga la gunoi. Și tot scandalul a fost că cum să duci mâncarea aia bună la gunoi, mai ales că Lidl are campanii de să nu irosești mâncare și că nu știu ce și că nu știu cum. I-a fost cam penal. Bă, eu n-am nici, deci pe mine nu mă bucură nimic cam mai mult. Cam beach move, așa, adică gen...
Mai ales că probabil au luat pe gratis produsele alea. Absolut. Și gen, pula mea, dă-le în pula mea la un... Înțeleg că în festival nu găsești. Păi asta e, frate. Deci, deci... Dacă pleci la cazare, tot dai de unul în pula mea. Unde pula mea pleci, dacă pleci la cazare? Adică, din nou, eu n-am o problemă. Mie mi se pare foarte tare când un mai ales o influenceriță din asta care mi se pare că n-are nimic în cap, e cancelată între ghilimele. Da. Mi se pare foarte funny. Știi că... toți ăștia, tot ce fac este să muncească, să ajungă la un nivel și pentru un căcat din ăsta da, toată lumea dă cu nici hate, măcar mi se pare penal. Sunt sigur că aia fiind Sânziana Negru, pula mea, erau o grămadă care o recunoșteau pe acolo. Da. Și sigur erau niște tineri în pula mea care se bucurau la mâncarea aia de acolo, aici, în festival. Deci eu, ți-am zis, m-a distrat foarte tare, mă bucur, toți ăștia din partea mea ar trebui să-și ia cancel pentru diverse motive. Dar în același timp, ce pula mea faci? Te primi? Erau numai hipster la festivalul ăsta. Ce faci? Uite, am un pui la rotisor, nu vrei tu să-l mănânci? Sunt cui până să-i dai? Erau acolo. Dacă în zona aia de food de acolo, înainte să intri la cumpărături, dacă ai unul ăla, îi luați cu aia și astea. Și l-o arunca la lagună. Crezi că dar nu mai o aruncai tu. Era, e safe. Tu ți-ai, ai știut că gata, am lăsat-o unui om, am lăsat-o cu cineva, acum nu mai e treaba mea ce se întâmplă. Deci, Doamne ferește, să ajung celebru că trebuie să beau toată cola, trebuie să nu cumva să arunc, dar, bă, nu să e, nu cumva să arunc că o pungă de puleți. E o pungă întreagă de cumpărături, că dacă aș lua gen, pula mea, nu știu, o caserolă de aia de humus, o desfăcea la o gură și după aia restul arunca, morții măte, da, atât ai mâncat din ăla. Dar fiind o pungă de astea nedesfăcute, puțin ciudat. Mie mi se pare o mai ales că le-ai foarte luat penal să ții cancel pentru dacă asta. Dacă le-ar fi plătit, eram dafă pula mea, așa îmi place mie să cumpăr mâncare că după aia să o arunc. Avea argumentul ăsta. Dar așa ți-au dat o moca în pula mea ca să faci un story, pula mea, nu știu, e puțin ciudat. E puțin ciudat. Poate avea, deci în festival, mie mi se părea ciudat asta să, să te plimbi. Da, nu există boschetari în festival care stau pe jos. Sau mă rog, există, dar nu există. Sunt mai mult metaforic, nu sunt actually da. Boschetari. Da. Și până la mea, poate femeia era cazată în Cluj, ce făcea? Se urca în autobuz să se ducă până... Ei, să venea cu autobuzul, sigur aia, la festival. Mă rog. Nu crezi că venea cu autobuzul? Nu cred, nu. Așa deci mecherea e Sânziana Negru? Bă, pula mea, bănuiesc că... are mai mulți bani decât noi, sunt sigur. Asta da, asta sunt convins. În orice caz, mie mi s-a părut foarte funny să-ți iei cancel că ai aruncat o pungă de mâncare. Adică mi se pare... E ciudat, da. Mi se pare foarte funny. Da. Dar altfel, da, Little... Oricum, niște târfi infecti și aia care au filmat. Da, frate, ce adică... Ce face după cu aia. Și-au filmat gunoiul. Da, știi, da, s-au dus în lada de gunoi. Ești o târfă infectă dacă stai să faci asta. De-aia vin la festival în pula mea să stai să pândești altceva. Mi-a simte morții, mă, te bine, du-te și ascultă muzică. Stai și pânde. Oh, ia, ce face să-mi ziarnă cu mâncarea după asta? Tot în pula mea, determinat. Poate era frustrat că nu i-a dat-o lui, era foame. Dacă tu ești și aerou, e scoate din gunoi și mănâncă, o dată în pula mea. Da, și uite, a fost tu reclamă. Uite, frate, vezi, eu nu irosesc mâncarea. Am luat mâncarea din gunoi, ia uite. E o bucată de pui mușcată, o mănânc în continuare, mă dar în pulă, mă-ți mai lăște 1000 de followeri. Exact. Da, mi s-a părut asta destul de penal, dar... Da, e penal, asta e, că e penal ce a făcut ea, dar e mai puțin penal decât ce a făcut aia care au pândit-o, să vadă dacă face asta. Frate, da, frate, tu dai seama că s-au dat niște coate acolo să vezi că asta aruncă mâncarea. Da, da, da. Vezi că începe concertul ăla. Nu, hai să stăm aici să vedem ce face cu mâncarea. Nu vrei să vorbim între noi ca niște prieteni? Nu, vreau să o pândesc ce face femeia asta care nu știe că există. Da, și vreau să-i dau cancel că arunca mâncare. Da, asta mi s-a părut penal. Altă chestie care mi s-a părut penal și iarăși s-ar putea să nu fiu neapărat, s-ar putea să fiu în minoritate, dar... Foarte mulți oameni care veniseră la festival și se întindeau pe pături, dădeau drumul la laptop și se uitau la Insula Iubirii. Mamă, să-mi bat pula în Insula Iubirii, prea mult Insula Iubirii. Bă, mie mi se pare... Bă, m-am uitat și eu un pic. Am încercat și eu să mă uit, eu mă jur uitat, că am încercat. N-am încercat voluntar neapărat, am avut și eu la Costinești. Și am avut și eu noi patru cu Florin Popinciu Cârje și Naie și Calița. Și când am ajuns acolo la... White Horse, bineînțeles, până să înceapă show-ul, care să se uita la Insula Iubirii pe telefon. Sounds on și brand. Și m-am uitat și eu cu ea un pic. Nu zic că nu-i entertaining în anumite momente, că sunt proști. E entertaining mereu să vezi oameni mai proști decât tine. Da. Dar e penibil că gen sunt pur și simplu sunt niște oameni adulți de 30 de ani care vorbesc și se poartă și au valorile unor copii de a 9-a și a 10-a. Asta se întâmplă. Efectiv,
sunt niște oameni care, a, dar nu, că nu-mi place așa. A, dar ea mi-a zis că nu-i place așa și mie nu mi-a păsat că ea a zis că nu-i place așa. Dar dă-te fă-n pula mea, ești om în toată firea, vorbește morții mătii normal și vezi de viață. Hai să vedem cum facem cu creditul ăsta. Și nu te mai căca pe tine. Terminați rău. Hai să mergem la o bors să facem cumpărături, avem treabă în plan. Coaie, îți retarzi rău cu gelozia și cu vai, ea nu s-a simțit văzută în relații. Coaie, ești retard. Asta e chestie de vorbit, așa? Așa vorbești tu la televizor, te aude toată lumea, nu ți-e rușine un pic? Ola mea, ceartă-te cu ea acasă, singur, nu veni să zici că eu m-am simțit, nu mă simțeam că eram văzut în relația asta. Știi care e faza? Eu nu am o problemă cu ei, cu oamenii care sunt la insula iubirii. Eu am o problemă... da, fix cu ea, pentru că sunt din ce în ce mai mulți, că astea sunt... Ăștia sunt gen noile vedete, noile pula mea. Păi da, dar de ce sunt noile vedete? Pentru că se uită lumea la ei. Păi că dacă da, nu s-ar uita nimeni la ei, exact. N-ar fi nicio problemă. Și oamenii se uită la ei și apoi, pentru că percepția asta asupra right and wrong e greșită, sunt foarte mult, nu neg. Sunt conștient că poate 70% din oamenii care se uită la insula iubirii se uită ironic. Da, da, dar mie asta mi se pare... 30% sunt, dă-te în pula mea ce muști, ce tatuaje are prostul ăsta care nu știe română. Eu vreau am, și eu să am și tatuajele alea, dar uite, nu mai vede și că pula mea ăla nu știe să lege două vorbe. E doar tot timpul ăla că abia aștept să mă lase mama să-mi fac și o tatuaje. Eu n-am nicio problemă cu aia 30% care se uită, mamă, ce muși și ce tatuaje. Eu am o problemă cu aia 70% care se uită ironic. Cu aia tu te uiți ironic. Ironic că e dificil să nu te uiți la chestii de astea, că sunt funny, involuntar. Ok, sunt funny, dar să te oprești din tot ce faci, că începe insula iubirii, du-te în pula mea și să faci, mamă, ce... Atunci, deja punctul ăla nu mai e ironic. Părerea mea. Da, bă, mai nu ales că după aia... simplu te uiți că-ți place. Da, și o faci pe aia, că mamă ce terminat e ăla. Cu aia tu te uiți la el. Da, da. De cât da. De terminat ești nu tu. Nu zic, nu, e mișto să te uiți așa o dată, două ori ca să faci mișto de ce se întâmplă, mai ales dacă ești cu mai mulți prieteni sau așa, e fun. Dar să te uiți așa, gen o experiență... Mamă, ce a făcut? Tu ai văzut ce a zis Cornel? La ziua aia, da. Mamă, cu ce i-a zis Cornel? Mamă, să vezi ce, să vezi ce zice asta, nu știu cum pula mea le cheamă pe aia, Vlăduța. Să vezi ce zice Vlăduța, că vede ce a făcut ăsta. Mamă, i-a pus mâna pe cur, mamă, abia aștept să văd ce zice asta. I-a pus mâna pe cur. Băi, ești retard, dar ai 30 de ani în pula mea. Asta, dar eu asta zic, ai 30 de ani și tu te uiți la terminația aia și zici, mamă, dar ce proști sunt. Ei sunt proști, tu ești prost că te uiți la ei. Ei pula mea, măcar încearcă să-și facă un following, încearcă să devină, nu știu. Da, mă, dar dacă te uiți, am zis doar ca să râzi de ei, mi se pare ok. Mi se pare ok că e fun să râzi de oameni mai proști decât tine. Dar dacă te uiți, la un moment dat te prindi și abia aștept să vezi ce se întâmplă cu ei, atunci te-ai pierdut, nu te mai uiți ironic. Dacă, da. Dacă chiar îți pasă dacă se ceartă sau află de ce a făcut ăla sau dacă ăla o fute pe nu știu ce ispită, dacă în punctul în care deja ai întrebările astea despre show și nu ești doar pola mea, cum îl chema pe ăsta, mamă, ce prost e, dacă ai trecut de granița asta, atunci clar, nu, e ceva neregulă. Da. Adică n-ai cum să te uiți la ăla, la insula iubirii și în același timp să te fi uitat și, nu știu, la Game of Thrones, să-ți placă și ăla și ăla. Mi se pare că e imposibil. Bă, nu știu. Dar în orice caz, mă vedeam cei mai mari hipsteri din ăștia cu pălării mari, rotunde și nu știu ce, și vedeai cum mustăți se întoarse, cum mustăți întoarse și se uitau la insula iubirii și îmi venea să le dau cu piciorul în laptop. Aia tot șoart ca și cum ei sunt peste. Sunt șoart ca și cum ei sunt mai inteligenți de atât, să uită așa să vadă ce face plebea. Dar sunt la fel. Da, tu te uiți în pula mea. Pe mine asta mă frustrează. Dar în orice caz, au ieșit niște momente de alea penale rău, funny cumva, penale rău, dar funny. Gen în toată emisiunea asta, deja, toată aia cu pisicile, cu ăla, cu prostul ăla care nu știe nicio limbă, cu pula mea. Dar da. Câteva chestii care cumva e funny. Dacă, măcar dacă are trei momente de astea penibile să viralizează, tot merită o emisiune. Da, eu nu zic că nu merită, da. Eu zic doar că nu înțeleg de ce se uită lumea, iar aia cu că arunca pisicile pe geam, eu eram... Da. Cum mai e ăla la televizor? Exact, adică e oribil în pula mea. Asta nu se autosesizează ceva? Poliții, instituții de-astea? Protecția animalelor? Era plin de jandarmi și de polițiști la Electric Castle. Să mori, zici că era lagăr de concentrare. Să nu care cumva să scape vreun fum de iarbă sau în pula mea. Să... Doamne ferește să ia cineva un drog la un festival cu aia.
da, mi, da. S-a, mi se părea atât de penalte controlat. Nu știu dacă... Ai fost pipăit, nu, ai fost controlat. Na, nu, la intrare erau foarte chill, okay. Dar am auzit povești, nu pot să zic că nu e povestea mea, dar un băiat care face stand-up da. A fost bătut. A bătut? Da. Adică l-a găsit cu ceva. Da. Nu, nu pot să zic cine. Ok. O să zic cine, dar e exact cine te aștepți. A sărit, că era, povestea asta e la a treia mână, deci okay. Habar n-am să dacă e cât adevăr okay. E, dar hai o să zic oricum. Un personaj care de vreo două ori în viață a făcut oameni să râdă. Da. Poate. Da. Nu, cred că e un băiat de care îmi place și da. Care e destul de funny. Spre final, un băiat care are față de om care ar avea la el chestii, da. I-a fost cică, allegedly, lene să mai iasă pe la exitul oficial și ce s-a gândit el pe la două noaptea? Să sară gardul ca să plece. Și a sărit gardul, l-au văzut niște jandarmi care au început să-l alerge, el a luat-o la fugă că s-a speriat și bineînțeles că ea l-au prins. Și l-au bătut și l-au căutat și în cur de droguri și de păi, toate alea. Ești prost? Da. Ce Caterin. Abia aștept să aud numele. Și cică ar mai fi fost situații în care oamenii erau opriți și lăsați percheziționați. Lăsați în comentarii cine credeți. Din echipa Comedy Box. Cine credeți? Nu, e, nu, e, nu e din echipa Comedy Box. A, nu e din echipa nu, Comedy nu Box? Nu, e din echipa okay, Comedy Box. Eram acolo. A fost și cineva din echipa Comedy Box, din nou, allegedly, da, care da, a fost da. Oprit în camping și okay, controlat. Okay. Din nou, cineva ți-a aștepta. Da. Și, dar foarte, nu știu, îți lua, îți știrbea din vibe, știi? Da, clar. Adică, clar. Ionic, toată lumea era clean. Dar în același timp aveai senzația că ai făcut ceva da, sau că ai putea clar. Să faci ceva exact, neregulă da. Să fie oprit. Mi s-a părut foarte penal. Da. Și am mai fost o singură chestie, vreau să mai povestesc, care a fost de fapt cea mai fain chestie care s-a întâmplat tot festivalul. Ia să vedem. În spatele castelului cumva era o scenă mai micuță, backstage, unde da. Mai cântau niște trupe din astea mai mici, mai pe jazz, mai pe... destul de penal. Dar era singurul loc unde era cam toată ziua un pic de umbră okay. Și se aciuau oamenii mai bătrâni, mai da. Știi, mai pe gen eu, mai da. Pe ne întindem pe iarbă, mai dormim, mai nu știu ce. Și fusese un talk din ăsta, că erau și gen da, un fel de TED talk-uri așa. Văzut. Și stătea lumea, era ca un fel de gradene de lemn, așa, și puneai niște pernuțe și stăteai. Stăteam cu Delia, tocmai se terminase un talk și lângă noi erau mai mulți oameni care se uitaseră și ei și unul dintre acești oameni, cel care era chiar lângă noi, cum ar veni, la un moment dat s-a întins pe spate, vorbea cu prietenii lui acolo, nu știu ce, și s-a întins un pic pe spate, stătea, asta chill, nu știu ce, și la un moment dat a vrut să se ridice, știi cum te ridice așa din abdomen da. Odată. Și s-a ridicat, bă, și a tras un părț. A tras un, nu pot să-l reproduc, un părț din ăla umed, din ăla, știi, de, din flex, de s-a încordat în prea multe da. Locuri în același, din aia așa. Și ce-a văzut mai tare că după aia a început să vorbească în engleză. Mi s-a părut că inițial vorbea în română și a tras un pârț de... După pășirea s-a dat străin. S-a dat străin. Să crezi tu că așa e la ei. Și-a schimbat toată personalitatea, gen, știi, să nu ne prindem noi. Ceva, așa o fi la ăștia. Așa o fi tradiție, că te ridici, tragi și un părț ca să te eliberezi. Așa mi s-a părut, dar și-a dat alt shift la personalitate, știi? Și-a dat un Google Translate, a tras un părț și a început să vorbească în engleză. M-a rupt. Și cercam... un reel ăsta viral, ceva cu unul care încearcă să ridice așa brusc, să sară, gen, știi, când sare și-a cu picioare, da, da, făcea Shawn Michaels. Da. Încearcă să fac o de-aia și doar cade înapoi pe spate să bese din cordare așa. Dar era foarte tare, că era foarte hipster așa, foarte cool, foarte da, jubecă, dar părțurile și asta e, părțurile ne unesc pe toți, știi? Exact, asta nu trebuie să uităm niciodată ca oameni. Da. Orice om, cât de cult se pare, oricât de că e la insula iubirii, mi se pare, se pare, da, nu uitați că și omul ăla se bășește. Exact la fel. Da, și femeile bune se cacă, toți. Da. Da, asta m-a rupt, băiatul ăsta m-a rupt, a fost foarte funny, cum a început să vorbească în engleză și să-și o ardă ca și când nu s-a întâmplat nimic și eu și cu Delia râdeam de necăcam pe noi. Asta ca femeie bună, cred că, nu știu, nu-mi dau seama dacă m-ar deranja sau dar plăcea să văd o femeie cu țâții mari, mișto, cum să cacă.
Nu știu dacă te-ar deranja sau dacă ți-ar plăcea. Da, nu dau seama dacă ar fi o imagine neplăcută sau mișto. Eu îmi dau seama. O femeie bună dezbrăcată, pula mea. Nu văd cum iese căcatul din ea. Văd cum o femeie bună cum stă pe WC-ul. Mie mi se pare oribil. Nu știu dacă ar fi chiar atât de oribil. Doar vezi o femeie bună cum stă pe WC-ul și din când în când se mai filmul... strânge muia. Așa mai se... se mai schimonosește la față. Dar până la urmă când a fost tot să schimonosești la față. Așa e, dar din alte motive. Da, contează contextul foarte mult. Ți-mi minte filmul Harold and Kumar Go to White Castle? No, mai ții minte filmul ăla? L-am văzut, cred că, foarte mult timp. Nu mai ții minte. Era la un moment dat, se scund ei într-o baie de fete și intră două fete super bune, okay, și se pun pe WC-ul și încep să joace battle shits. Da, dar nu le vezi, doar auzi, nu? Le și vezi, dar le vezi doar fața. Fiind în cabina dintre ele și da. Îi vezi și pe ei, dar le vezi și pe ele. Și cumva mie mi-a rămas în cap chestia. Sunt îmbrăcate. Eu zic că o femeie bună dezbrăcată. Da, mă, dar o femeie bună dezbrăcată. Deci poziția aia, în primul rând, când te cai, știi, când stai așa și oricât de bine îți atârnă țățele, dar ți se vede. Burta nu e, știi? Chiar dacă ai six-pack, burta aia lăsată așa e... Da, țățele stau în cea mai bună poziție. Drupii așa, când sunt atârnate așa ca două stalagmite sau cum păi asta e o poziție mai bună decât când stai pe spate și să duc una aici, una aici. Da, mă, dar poziția asta așa, știi, că stai și te caci, nu e sexy, oricât de, nu știu, Scarlett Johansson, în chipul cea mai frumoasă femeie, în poziția asta un pic cum curge transpirația, că nu e un pic constipată, nu e... problematic totuși. Nu cred că te-ar excita. Adică dacă ar fi fantezia aia de aia, ești la dușuri, știi? Da. Și ai o găurică prin care să te uiți, când face duș, foarte fun. Da. Când se cacă, cred că ești... Nu e nimeni la duș? Hai să vezi ce se mai întâmplă la dușuri. Fantezia care nu e ok, by the way, foarte, nu se poate să faci așa ceva. Era filmul ăla, Porky's, era un film din ăsta. Am auzit de la nu l-am văzut. A fost o serie de filme până anii 80 care a început cu Animal House și cu toate astea. Cu nărzii care, pula mea, fac chestii, erau filme din astea cu liceeni care erau semi-erotice și asta era una din scene în Porky's, cum aveau ei o gaură din aia, se uita la fete care făceau duș. Nice. Da. Cam asta a fost experiența Electric Castle. O experiență destul de anostă. Destul de anostă, sincer. Dar cu câteva highlight-uri care nu te-ai aștepta, adică nespecifici festivalului. Da. Da, highlight-uri ale vieții, nu ale festivalului. Ale vieții. Păi la un moment dat nu mai e festival, că devine viața, așa, știi? În rest, mâncare scumpă, n-am petrecut cu ăștia de la Comedy Box, am mai stat cu... Băutura cum era la preț? Un cocktail era 34 de lei. Ok. Cocktail înseamnă, îți spunea nu e exagerat, e cam un preț normal. O bere 17 lei. Asta e, dar ar putea să fie lăsat și ei la un 14-15, Dana. Da. Dar asta, din nou, Winners Lidl, că aveau era practic un magazin Lidl și apa era un leu. Da, nice. Da. Ceea ce mi se pare ok, erau altfel foarte bine organizat festivalul, foarte mișto, dar practic ce frate, toată ziua asta făceai, deci stăteai, încercai să stai la umbră, că n-aveai unde să stai, că te bătea soarele în cap. Ăștia de la Comedy Box aveau la începutul zilei, făceau show-uri din astea filmate și după aia te deau documentare acolo și îți găseai un beanbag din ăla și te puneai acolo două ore, te uiteai la un căcat de film, numai ca să stai la răcoare. Și deja seara, pe la 9 seara, tu erai rupt de oboseală de la cât ai stat. Clar. Și te uitai la un concert, asta beai două cocktail și te culcai. Dacă aveai o curte sau o cazare unde să poți să mai stai pe zi la cazare, stăteai în curte, mai beai o bere acolo, mai te uitai la ceva pe YouTube, căcat, stăteai chill în curte la tine acolo. Așa ar fi fost ideal. Și plecai pe la un 4-5 încolo la festival, era mult mai, cred că ai fi stat mai mult. Dar așa, într-adevăr, dacă stai toată ziua pe acolo prin soare, prin astea nu... Da, nu e, pe la 11 deja mă dureau picioarele. Transpirat, pula mea, de la 2, deja tot tricoul a transpirat pe tine. Sâmbătă a fost cea mai bună zi, gen cu multe concerte și astea. Și am stat practic la ora 7, am mâncat ceva și de la ora 7 până pe la 2 și ceva, am stat numai în picioare, basically. Bă, cu aia, și când mergeam spre casă, deci mă dureau toate oasele. Eu n-am mai simțit durerea așa de mult, tot ce voiam era să ajung să stau într-un pat. Bă, dar chiar că aveți emoții, să nu fii golan pe drumul de la festival la casă. S-a luat cineva de tine? Nu, ar fi fost, m-aș fi simțit bine într-un fel, știi, era, I still got it, încă sunt bullyable, încă sunt tânăr.
Așa cred că era, uite, om bătrân vine. Da. N-avea cine să se ia de mine, bossule, eram prea bătrân, prea chill. Dar destul de... Mirosea a căcat în bonții, dar a căcat de la de porci. A căcat de porci? Da, da, da. Da. A, foarte la țară. Sunt oameni cu animale. Foarte la țară acolo, da. Exact. N-avea cine să se ia de tine. Da, cam asta a fost experiența la festival și mi s-a părut amuzant că am plecat luni și deja ăștia îți trimiteau, că există aplicația de Electric Castle, îți trimiteau notificare să cumperi bilete pentru la anul. La anul, da. Eram, da. Bă... Deja să pun în vânzare? Nu. Da. Da, da. Nu știi okay. Cine o să fie în line-up, dar da, tu poți să iei deja bilete. Așa sunt mult mai ieftine da. Acum. Da, da, da. Ok. Dar nu cred. Cred că a fost one time only, că concluzia mea a fost... E fun, dar... E fun să ai 20 și ceva de ani să te duci, să te îndrăgostești, să te îmbezi, da, să te fuți. Da, în... da. Așa... În sincer, cuplu, nu, în cuplu da. Mai bine merg la mare, mai da, bine stau mai chill, da, ca da. Să nu mai zic că nu e poliție peste tot să mă ia da, la da, întrebări da, pentru orice da. Fac. Bă, stau da, și să zicem lăptucilor, aș vrea să anunț eu că sunt în turneu acest weekend și anume, îl pui mâine, crezi? Pe asta îl faci mâine? Da. Bun. Astăzi, adică pe 25 iulie, în caz că sunteți în Curtea de Argeș, ne vedem la Păstrăvăria Zăvoi acolo. Pe 26 ne vedem la, am uitat orașul, stai să verific unde era pe 26, știu unde sunt sâmbătă, în schimb sâmbătă. Pe 27 voi fi la Turda, la cafeneaua de acasă. Vineri pe 26 la Luduș și duminică pe 28 la Media. Adică dacă avem lăptuci de prin aceste patru localități, orașe... În primul rând, dacă avem lăptuci în Luduș, Luduș. We made it. Da. Veniți la aceste show-uri sau la o localitate de alături și vedeți că faceți 20-30 de minute până în Luduș la show, veniți. Dar am văzut că mergeți, acum mergeți toți patru? Mergem toți patru acum. Că am mai văzut că ați mai pus show-uri de astăzi doar trei? Am, sau? Avut, da, am avut în vamă doar noi trei. Eu cu Popinciuc și cu Florin. Și cât de mișto a fost fără, cât de mișto a fost fără cârge? A fost chiar un show foarte bun, sincer. V-ați dat seama, v-ați dat seama de... Da. Ce abilități organizatorice extraordinare are Cârge. Da, da, chiar a fost un show bun. Foarte mișto și locația acolo. În unde ați Vama fost? Veche, în la Vama? Căminul Cultural, da. A, ați făcut în Căminul Cultural? Nu, e doar o terasă, restaurant. Nu știu dacă așa are. Se numește Căminul Cultural? Se numește Căminul Cultural. Funny. That's funny. Dar e foarte nice locația, foarte drăguță. Și am avut și la de acolo și cu Cârge, formula, cu toți. Nu, de fapt n-a fost Florin cu noi, sau nu a fost Florin la ăsta, săptămâna trecută n-a fost. Tot avut la mare, în orice da, caz. Am avut la Costinești, iar și luni acum, și o să mergem și luni pe 29, toți lăptucii care sunt în Costinești, veniți la show-ul ăla, la White Horse, că facem record după vara asta, trebuie. Venim da. Cu Drăcea. Dacă nici Petru Drăcea nu veniți în Costinești, dacă nici oamenii din Costinești nu-s fan Drăcea, atunci cine? Bă, dar a venit, a fost și Drăcea la Electric, dar eu l-am văzut o singură pe zi. Pe ăla a fost doar cu o treabă, nu cred că a stat prea asta mult e, deci, să distreze. Deci a fost, ce, da. Cred că a fost 4 ore în festival și acum mai pune story-uri. Da, deci da, cred da, că a făcut 70 de story-uri. Da, da. Păi nu mai știu în ce seară, zicea în Cârge sau nu știu cine, că vorbea cu el și era la cazare, stătea pe YouTube, gen, da, când festivalul era, s-a întâmplat, da. Dar el își terminase filmările, s-a dus. Păi nu, cred că mai arde de nimic. Da, da, da. Oricum era asaltat, toată lumea să facă poze. Adică cred că ți se ia și ție la un moment, dar e fan să te oprească da. Lumea, dar cred că de la un punct încolo devine frustrat. Povestea Cârge că și la Beach Please au avut chestia asta, că era greu să deplaseze cu Drăcea pe undeva. Da. A bubuit. Și a bubuit în momentul bun, când face show-uri cu noi. Da, când încă face show-uri da, cu voi. Da. Da, cred că o să continue să facă show-uri cu voi, că până scrie loc, cred că e greu să mai scrii și o oră exact, de material. Da, da, da. Haide să încheiem episodul ăsta. Ai ceva să zici de vreun show? O să fiu prin București perioada asta, dar eu o să pun joi. Joi seară o să am... o să fiu la Club 99 testare de material și cred că se și filmează, m-a chemat Mocanu okay. Și poate dacă aveți chef ne vedem pe acolo. Sâmbătă o să am la Lloyd's, o să mă duc la Lloyd's la domnul Giurca acolo da. E un spațiu mic și drăguț, dar dacă aveți chef să veniți, mi se pare că e show-urile de stand-up foarte bine. Și din ce văd eu pe calendarul meu săptămâna asta, cam asta e, sunt pe okay. Chill. Iar noi 29-31 o să fim... Vom fi acolo, da. Da, eu o să vin direct după show-ul la Costinești, adică da. O să ajung prima noaptea, dar
nu-mi imaginez eu că sunteți voi băgați la somn când ajungem noi, că o să fim și prima noapte. Da, da. E tradiționalul deja team building al stand-up-urilor mici și mijlocii. Da, IMM-urile. IMM-urile comedianților. Suntem doar, da. Da, e doar, de la, e de la, doar oamenii de fresh, la... oamenii cool din comedie sunt acolo, oameni buni. Exact. Și George Dumitru. Trebuia omul ia. Se dă tare acolo. Asta e, asta e ca să-l pun, să-l pregătesc pentru alea două zile. Povestea... Trebuie să fii mereu pe călcâie. Da, să mă apun. Deci e foarte fun, e un loc în care se strâng mai mulți, ne strângem mai mulți comedianți și petrecem. Și să-mi bag pula, dacă nu, nu poți să fii 100% relaxat. Nu, o, trebuie mereu să fii atent. Dacă tragi o unghie netăiată, exact, dacă ai exact, o mustață nerăsucită. Trebuie să fii atent la ce oportunități dai celorlalți. Exact. Nu că aminte și acum când data trecută hai m-am să dus... povestim un episodul următor, ce zici? Hai da, să da, lăsăm da, pentru da. Povestea asta tiz da. Pentru săptămâna viitoare, oameni buni. Hai. Vă mulțumim și ne vedem cu următorul episod, Lăptucilor. Da, vă pupăm. La revedere. Ciao.